Cu linii noi de tramvai, șosea lărgită la patru benzi, trotuare, piste de biciclete, spațiu verde și sistem de iluminat public modern, proiectul primăriei municipiului Timișoara de modernizare a căii Bogdăneștilor urmează să fie recepționat în această vară. Pentru a se asigura că executantul nu trage de timp și că lucrările sunt de calitate, primarul Dominic Fritz a inspectat șantierul alături de specialiștii primăriei ai Aquatim și de constructor. În mai puțin de o săptămână, constructorul este obligat să remedieze pe propria cheltuială, toate deficiențele constatate la căminele de canalizare, după cum a cerut primarul Dominic Fritz. Lucrarea de pe Bogdăneștilor încă nu e gata. Am avut chiar săptămâna aceasta o întâlnire cu constructorul pe șantier, tocmai ca să mă asigur că vom avea la final o lucrare de bună calitate. I-am cerut să lucreze inclusiv în weekend la remedier și să afecteze cât mai puțin posibil traficul în zonă. Modernizarea căii Bogdăneștilor este unul dintre proiectele noastre strategice pentru sistemul de mobilitate al Timișoarei, alături de cetății și vidrighin. Nu voi accepta lucrări de mântuială, a declarat primarul Dominic Friți. Pentru efectuarea lucrărilor, circulația rutieră va fi restricționată, etapizat astfel. Etapa 1 în perioada 6 aprilie 2024, 7 aprilie 2024, pe cuprins între strada Umbrei și strada Madonna, prin închiderea sensului de mers dinspre strada Dunărea spre Bulevardul Cetății, cu devierea traficului rutier pe strada Semicerc, respectiv închiderea străzilor, taborului și tacit din intersecția cu calea Bogdăneștilor. Întregul proiect va fi predat în această vară după recepție, alături de strada Grigore Alexandrescu și de pasajul și podul Solventul, Calea Bogdăneștilor va întregi inelul 4 de circulație în zona de vest a Timișoarei. În plus, investiția de pe Calea Bogdăneștilor va crește pentru următoarele decenii confortul și calitatea transportului public în Ronaț și Blașcović. Valoarea totală a investiției este de aproape 150 de milioane de lei, dintre care peste 91 de milioane de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar restul sume provine de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.